Alte știri interesante din după amiaza zilei de astăzi. Iată un drum european E85 blocat de protestatari în dreptul localității Nicolae Bălcescu din județul Bacău. Ce vor protestatarii? Să vedem în România Liberă. Sunt nemulțumiți de o firmă de transport. Un tânăr care vindea medicamente miraculoase bolnavilor folosea tot felul de ingrediente de tipul scorpion, șoareci și tarantule la prepararea medicamentelor. Dirigintele de șantier și responsabilul cu lucrările de construcție în cazul exploziilor de la Sfietul Marmației au fost puși sub acuzare. În Hot News pare un comentariu mai larg care ne vorbește despre putinism, duginism și pseudoconservatorism, toate fiind chipuri ale național-bolșevismului, spune autorul Vladimir Kismeneanu. Și tot în Hot News, un material în favoarea consumatorilor, presupunem, industria de cablu ar trebui ca să-și elibereze consumatorii, în care se exprimă îngrijorări față de arbitrarii operatorilor de cablu din România și sistemul pay-per-view prin intermediul internetului pentru anumite televiziuni. Articolul este destul de mare și comentariile încă nu au apărut. Tot din prisajul media observăm că potrivit unui articol din evenimentul zilei, duminică seara, B1 TV a înregistrat o audiență mai mare decât a concurenților pentru ce emisiune? Dr. B1 cu Oren Iancovic, special B1 cu Vlad Petreanu și Iosif Boda la Taifas cu Ion Cristoiu, lumea lui Banciu cu Radu Banciu. Și au demasat posturile Realitate TV și România TV. De asemenea, audiențe remarcabile au ținut emisiunile special B1 și lumea lui Banciu. Interesant. Transez pentru tine, ia pauză. România Liberă vine cu o știre că 100 de opozanți au fost arestați la Moscova. Știre care a fost reluată ulterior. Și Mediafax-ul vine cu precizarea că la coaforul din capitală au fost 8 oameni împușcați. Evenimentul zilei mai vine cu un comentariu, cu un interviu, de fapt, aici, să vedem cine este persoana care este intervievată. Este Cristian Ghinea, directorul Centrului Român pentru Politici Europene și se exprimă îndoiele asupra rezultatului, totuși era plauzibil. Se vorbește despre protestele din partea opoziției și se lansează întrebări asupra viitorului regimului Putin, spunându-se că regimul probabil va trece la represiune. În ceea ce privește relațiile cu România, dacă se vor dezgheța sau nu, comentariul este următorul: România nu prea are relații bilaterale cu Rusia propriu-zis, ci poate un sistem mai mare, cel euroatlantic, și relațiile sunt trecute printr-un filtru al relațiilor Uniunii Europene cu Rusia. Se vorbește despre Transnistria și concluzia ar fi că nu se așteaptă o dezghețare a relațiilor cu România, ci din potrivă. Nici în plan politic și nici în plan economic. Revenindu-se la problema Transnistriei, intervievatul
remarcă faptul că se întâmplă noutăți cu, noua, cu o nouă conducere de la Tiraspol, dar lucrurile sunt, se limitează undeva la un nivel tehnic. Și recomandarea finală este atâta vreme cât nu avem un guvern antiromânesc la Chișinău, trebuie să ne vedem de proiectele noastre. Concluzia, nu poți fi obsedat de Rusia să nu mai facem noi proiecte în Republica Moldova pentru că se supără Rusia. Asta e, nu au ce să ne facă. Cam astea sunt noutățile la ora actuală.